Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Gabriela Racu. Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre Pe un picior de plai. După cum v-am obișnuit, aducem alături de noi tineri talentați, frumoși, foarte ambițioși, așa că astăzi o avem alături de noi pe Mariana Stoica. Îți mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația mea. Așteptam, noi de mult timp am vorbit să vii și îți mulțumesc, mă bucur din suflet că ai reușit să ajungi. Bună ziua și bine v-am găsit, vă spun și eu, și îți mulțumesc și eu pentru invitație. La fel ca și tine și eu mă bucur că am reușit să ne întâlnim și să discutăm câte puțin despre carieră și viitor. Da. Exact. Ce faci tu, Mariana? Cum e perioada asta pentru tine? Fiind în ultimul an la Universitatea de Arte George Enescu de aici din Iași, este puțin agitat, dar ne adunăm puterile și facem față la tot ce urmează. A ajuns la tine stresul licenței? Deocamdată nu, pentru că știu deja despre ce vreau să scriu, dar ar trebui să o iau din timp și să mă apuc, ca să nu mă prindă luna iunie cu ea nescrisă. Îți doresc mult succes și cu siguranță o să reușești. Cu siguranță e pe ce face, ție ți se potrivește și ce... Da. Ție îți place. Da. Dar hai până atunci să vorbim despre începuturile tale în muzică. Cum ai început tu să cânti? De la ce vârstă? Cam ca toată lumea am început să cânt de mică, de la grădiniță. Talentul mi l-a descoperit doamna mea educatoare. Însă nu am început să cânt de atunci, bineînțeles, la un nivel profesional. Cântam așa, la serbări, la mici spectacole organizate de dumnei. Da. Și subconștient, fără să-mi dau seama, îmi plăcea să fiu mereu în centru atenției și să ofer oamenilor din jur ceva din ce al meu. Să cânt tot timpul, să dansez, să fac chestii din astea. Și cred că prin clasa 1 m-au descoperit câțiva profesori de la Palatul Copiilor. Și m-au ascultat și au zis, mă, fata asta e ceva cu ea, hai să vedem ce-i poate capul. Inițial eu am vrut să merg la profesorul de muzică ușoară, la cantomuzică ușoară, dar nu l-am găsit, pentru că avea probabil o tragere mai mare pentru muzica ușoară? Da, nu știu, așa am simțit eu în momentul ăla, dar Dumnezeu a vrut alt plan cu mine și am dat peste profesorul de canto popular. Și el mi-a spus, ai, nu vrei să ne cânti ceva și să rămâi aici? Și am cântat, nu mai știu ce am cântat, un cântec patriotic. Și am rămas acolo și ușor, ușor am prins foarte mare drag de acest gen. Practic, folclorul a fost prima mea dragoste și așa o să rămân întotdeauna. Ei, și de acolo am început să iau lecții de canto cu dumnealui, am continuat până în jurul vârstei de 18 ani, când am hotărât că vreau să lucrez la un nivel mai înalt și am început să mă pregătesc pentru conservator. Ideea este că eu n-am știut întotdeauna că asta vreau să fac, pentru că oamenii din jurul meu nu mă încurajau neapărat, nu mă refer aici la familia mea, dar părerile erau împărțite. Bă, că nu poți să faci bani din muzică, nu poți să întreții doar trebuie din asta. Stabil, poate, exact. Și până atunci voiam să dau la Academia de Poliție. Am avut o revelație și am zis că eu nu pot să fac așa ceva. Deci fusesem la un majorat cu muzică live. Veni niște lăutari din București, am cântat cu ei, mi-a plăcut foarte mult. Și mi-am dat seama că eu nu pot să fac altceva, pentru că pasiunea pentru muzică și focul pentru muzică este mult prea mare și să fi lucrat într-un birou și toată ziua să fredonez ceva ar fi fost un chin pentru mine. Și atunci am zis gata, stop, am pus piciorul în prag, am început să mă pregătesc. Chiar dacă n-am făcut liceu de muzică, am tras tare și m-am pregătit cu o profesoară care predă aici în Iași la Octav Băncilă. Și am făcut față și am reușit să intru prima pe listă și la Iași și la Cluj, mulțumesc. Și cam de aici a început parcursul meu muzical în adevăratul sens al cuvântului, cu tot ce înseamnă muzică, cu note, cu tot ce înseamnă. Ca o curiozitate personală, să zic așa, de mică erai la fel de curajoasă, dezvoltată, cu zâmbetul pe buze, pentru că, așa cum ți-am zis, eu te urmăresc pe Instagram, pe Facebook și muzica la tine e peste tot. Tu cânti mereu, ești veselă, îi și inspiri pe cei din jurul tău. Am văzut că tu cânti cu prietenii de fiecare dată când ai ocazia. Erai așa și când erai mică? Sau? Da, eram așa. Așa am fost dintotdeauna. Mie mi se pare că încă acum, de când am mai crescut și mai conștientizez lucrurile, parcă cumva nu mai sunt la fel de curajoasă și de tupeistă și mereu să iau inițiativa și așa. Și da, cât despre cântat, tot timpul fredonez ceva. Oamenii din jurul meu pot confirma asta. Deci eu asta fac. Te întâlnești cu mine când ceva. Îmi zici, hai să cântăm ceva. Sigur, cum să nu, imediat. Și chestia asta cu faptul că inspir foarte multă lume, mi s-a mai spus. Mi s-a spus că energia mea se vede efectiv prin ecran. Așa este, așa este. Da, mă bucur, asta e un lucru foarte bun. Da. Adică dacă eu pun un story și un om o dată apreciere sau un om o răspuns, bă, înseamnă că ce am vrut eu, o ajuns unde trebuie. Reușit, da. Exact. Așa este. Mi-ai spus că tu ai dat și la Cluj, înainte să dai la conservator, aici în Iași. Cum a fost experiența pentru tine? Dacă poți să ne povestești puțin. Deci, eu am dat admiterea în ambele locuri. Am fost student acolo în anul întâi. A fost o experiență frumoasă, în sensul că mi-am făcut foarte mulți prieteni, am văzut și cum e în partea cealaltă, în partea de vest, și a fost o experiență la care eu mă uit înapoi cu foarte mult drag. Pur și simplu nu a fost ce trebuia pentru mine, în sensul că în momentul în care o iei pe un drum profesional și vrei să cânti folclor mai ales, trebuie în primul rând să-ți cunoști foarte bine zona și să defilezi la concursurile astea mari de profil cu repertoriul din zona ta. Ori eu acolo învățam să cânt de la ei din zonă. Nu zic că nu-mi plăcea, dar nu era avantajos din punctul ăsta de vedere pentru mine deloc. Știi? Dar ce te-a făcut de la început să te duci acolo? Adică ai avut un moment în care ai comparat Iașul sau... Da, am vrut să încerc, nu știu, mi s-a părut altceva și fiind partea asta de vest un pic mai dezvoltată, am zis că cine știe ce oportunități sunt, ce o să găsesc acolo. Și te-ai transferat aici din anul 2. Da, da, da. Cum a fost tot procesul ăsta? A fost un proces greu să... Nu neapărat, nu, pentru că eu mă prind foarte repede și fiind atât de maleabilă și muzicală mai ales, imediat am intrat înapoi în horă, cum s-ar spune. Și ai venit aici la pedagogie muzicală. Da. Cum ai fost primită de colegii care ei deja aveau grupul format? Noi oricum ne cunoșteam de la admitere și știam deja, de exemplu, cu colegii mei, cu ei doi mă înțeleg cel mai bine, în sensul că toți trei urmăm același parcurs cu Delia Gandorești, cu Gabriel Treteag. Cu ei m-am înțeles imediat, adică ne cunoșteam, a fost totul foarte ok, au fost foarte primitori. Ai participat, la ce concursuri ai participat în tot parcursul tău muzical? N-am fost la foarte multe, am mai fost la câteva cât am mai fost micuță, dar cumva pe alea nu le iau în considerare că atunci nu conștientizam nivelul la care trebuia să mă prezint sau concurența din jurul meu. Am fost acum câteva luni la Cântec Drag din Plai Străbun, la noi la Vaslui. Am zis să concurez și la mine acasă și tot așa, prin luna mai, am fost la Satule Mândră Grădină, la Bucecea, în Botoșani, unde am obținut premiul întâi. Bine, și la Cântec Drag am luat trofeul categoriei și de acum înainte urmează să merg la cât mai multe. Sunt în stadiul ăsta de pregătire, pentru că în momentul în care, repet, o iei pe un drum din ăsta profesional și vrei să te pregătești pentru concursuri mari și de profil, trebuie să mergi pregătit. Da, așa e, trebuie să Pentru că dacă mergi nepregătit și o să dai un buf nasol, după aia tot pentru tine e rău. Adică e foarte greu să te ridici după asta. Dar totuși, din aceste două concursuri importante la care ai fost, care din ele, să zicem, că te-a marcat sau care din ele... de la care ai avut de învățat cel mai mult? Cred că de la cel din Botoșani, pentru că, uite, o chestie chiar drăguță. După ce mi s-a înmânat premiul și am mai cântat piesa odată, am avut o discuție cu doamna Margareta Clipa, care a fost în juriu și mi-a dat câteva sfaturi foarte valoroase pentru mine și pe calea asta îi mulțumesc. Deci cred că ăsta au cântărit un pic mai mult, pentru că am avut ocazia să vorbesc cu un artist mare, putem să-i spunem așa, și m-a sfătuit de foarte bine. Deci aveai nevoie de, nu știu, nu neapărat validarea, dar cineva să îți spună că uite o să reușești și să întărească oarecum. Da. Și nu neapărat, cum ai spus și tu, nu neapărat validare, dar o confirmare cumva că ceea ce faci e bine. E bine da, și că ești pe drumul cel bun. Da. Într-adevăr, ca să mergi la concursurile astea trebuie să fii foarte pregătit și mulți din lumea asta a muzicii au alături de ei un mentor. Un om care să le ghideze pașii, să-i spunem așa. Tu ai avut până acum un mentor sau acum l-ai găsit care să te ajute și să fie cu tine neapărat la orice pas, dar să-ți spună cuvintele care trebuiesc atunci când trebuiesc? Da, eu îl consider drept fiind mentorul meu pe profesorul meu de canto, domnul Veceslav Bânzari, care este un om extrem de răbdător și extrem de cald și lucrează cu noi, cu fiecare în parte, are foarte mulți copii, este foarte solicitat tocmai din simplu fapt că are rezultate foarte, foarte bune. Deci dacă ar fi să am un mentor, dumnealui este 100%. Pentru că pot vorbi cu el orice, lăsând la o parte muzica, putem vorbi despre orice și ne dă sfaturi și ne spune cum să ne gestionăm emoțiile și... Care au fost cele mai importante sfaturi sau învățături luate de la el, care te-au marcat și pe care, să spunem, că le ai în cap, așa, de fiecare dată când faci un nou pas sau un nou proiect? Sau... El tot timpul îmi reamintește să cânt cu drag și să cânt din suflet și, înainte de toate, să înțeleg mesajul pieselor. Uite, de exemplu, avem o piesă de dragoste, da? Păi tu când cânti piesa asta, te gândești la bade al tău. Da, o trăiești. Și o să vezi, exact. Și o să vezi că trăind efectiv mesajul piesei, vocea o să aibă o altă culoare și o să se îmbrace mult mai frumos. Practic, ni sfătuiește pe toți să simțim, în primul rând. Când ai început să faci cursuri cu dumnealui? Când ai început să lucrez cu dumnealui în clasa 12-a, dar cum ți-am spus, dată fiind tranziția asta de la Iași la Cluj, când am plecat, cumva pentru mine anul ăla a fost un pic pierdut, pentru că fiind acolo n-am mai făcut canto cu dumnealui și m-am clătinat așa un pic, dar m-am întors și am reluat orele în forță. Dar și mă repun pe picioare. Tu de când ai început să faci prima dată canto? Pentru prima dată, când ai fost... La vârsta de 8 ani. Da. Care a fost diferența? Crezi că atunci nu ți-a fost pusă o bază, să spunem, sau au fost niște lucruri care poate dacă le aveai atunci învățate și dacă aveai atunci un mentor sau ceva de genul acesta? Cred că dacă aș fi avut de pe atunci un mentor ca domnul Bânzari, lucrurile ar fi evoluat un pic altfel, dar nu zic că îmi pare rău, Doamne ferește, așa au fost să fie, dar profesorul cu care am lucrat la Vaslui ne-a pus baza cumva. În schimb, practic nu ne-au insuflat chestia asta legată de originalitate. Vocea ta trebuie să sune într-un fel, trebuie să suni ca tine, nu trebuie să imiți pe nimeni, știi? Noi cumva, neavând nici cunoștințele astea muzicale, legate de note și toate lucrurile astea, nu știam, pur și simplu imitam, știi? Îmi dădeam o melodie, eu o învățam, taca, 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 și cam aia era. Fiind și foarte mici, nu conștientizam. Pe noi ne interesa, în primul rând, să intonăm foarte bine și dacă reușeam și noi să transmitem ceva, ok, lumea oricum se bucura, pentru că eram foarte drăgălași, mici, în costum, îți dai seama. Dar la nivel conștient nu înțelegeam toate lucrurile astea. Și aici, când ai început, cum au început? Da, tranziția a fost... cu totul alta, adică până nu înțelegeam mesajul piesei și nu găseam exact culoarea și locul în care să pun sunetul și felul în care să interpretez piesa, nu ieșeam cu ea. Adică nu participam nicăieri, nici la spectacole, nici la concursuri. De asta, înainte de fiecare ieșire, eu mă consult cu dumnealui. Și mereu mă ascult, domn profesor, ce părere aveți despre piesa asta? E ok, nu e ok, iese, nu iese? Bine, n-are cum să nu iasă, dar întotdeauna îți trebuie o părere de la omul cu care lucrezi îndeaproape. Asta voiam să te întreb. Ce crezi despre cei care, uite, n-au niciun mentor? Care crezi că e rezolvarea pentru ei atunci când, uite, sunt mulți care merg la cursuri de canto, dar poate nu se regăsesc 100% în profesorul respectiv, în dascălul respectiv, pentru că nu toți dascălii sunt... nu ajung la sufletul elevului. Și care crezi că e, nu știu, rezolvarea? Cred că rezolvarea ar fi să-și găsească pe cineva cu care să rezoneze înainte de toate. Ca să poți lucra la un nivel atât de înalt, este foarte important să poți vorbi liber cu omul care stă în fața ta. Ori eu n-am o părere proastă despre oamenii care nu lucrează neapărat cu cineva, doar că... E greu, e mai greu. Da, este foarte greu și când, repet, când lucrezi la un nivel mai înalt, cumva trebuie să ai pe cineva, nu poți să mergi doar așa de capul tău, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să ți le asumi când ieși în față, la nivel public mai ales. Ai avut vreodată emoții pe scenă, poate când erai mai mică, dar emoții din acelea care să te copleșească, să spunem așa? Copleșitoare la modul să mă tragă pe mine înapoi din ceea ce am de făcut, nu. Dar emoții sunt de fiecare dată. Și cum treci peste? Cum le depășești? Pur și simplu îmi zic că hai, că poți. Nu știu, pur și simplu eu știu că am emoții doar la primul vers. Până încep să cânt, după aia sunt ca la mine acasă. E cel mai greu. Da. Tu parcă ai foarte multă încredere în tine și aș vrea să știu cum s-a clădit încrederea asta așa de puternică într-o generație care trece prin multe, nu știu, anxietăți, prin foarte multe schimbări. Mă bucur că pare așa, este așa, doar că am și eu, ca toată lumea, momentele mele de neîncredere. Pur și simplu lucrez foarte mult cu mine și încerc să-mi gestionez emoțiile cât de bine, dar o mare contribuție la treaba asta o are studiu. În momentul în care ești studiat și ești sigur pe tine și știi ce-ți poate vocea, nu cred că au cum să intervină neîncrederi de genul ăsta. Deci că... rezervarea pentru tine e să studiezi tot mai mult? Da, eu mă ancorez foarte mult în studiu, dar bine, clar, ți-am zis, și treaba asta cu gestionatul emoțiilor își are contribuția, pentru că trebuie să treci prin filtrul conștiinței toate lucrurile astea. Așa gândesc eu. Îți vine vreodată în cap ideea că nu pot, nu sunt suficient de bună, nu știu dacă o să reușesc? Am mai avut gânduri din astea, da, dar le depășesc. Pentru că în momentul în care încep să cânt, îmi dau seama că despre ce vorbim aici? Adică reușim, putem, orice se poate. Dacă îți propui să faci ceva, orice este posibil. Așa este și mă bucur că să aud asta din gura ta. Da. Cine ți-e cel mai mult alături atunci când dai de greu? Aș spune că mama. Mama mea. Deci mama ai mea, o relație apropiată cu familia. Da, vorbim despre orice, absolut orice. Chiar dacă, uite, nu știu dacă tu știi, eu sunt luat în plasament de când aveam 2 zile. Deci nu sunt părinții mei biologici, dar părinții este cine te crește, nu cine te naște. Așa este. Și m-au crescut, cred că mă iubesc mai mult decât pe copiii lor, așa ca o sintagmă. Pentru că am 2 frați mai mari, dar s-au implicat foarte, foarte mult în creșterea mea. Și mama mergea cu mine peste tot de când eram micuță. Ba la dansuri, ba la cântat, pentru că eu de la 3 până pe la 8 ani am făcut și dansuri. Gimnastică artistică. Ce frumos! Da, și ulterior am renunțat la dansuri pentru muzică, pentru că nu puteam să le fac pe amândouă, pentru că spectacolele se intersectau. Și atunci am rămas doar cu muzica, dar revenind la idei, mama mea mergea cu mine peste tot. Deci n-am fost singură o secundă. Deci ea... Da. Ți-a fost și ea mentor, să-i spunem. Da, așa, clar. Pentru că chiar asta v-am să te întreb. Cum a reacționat mama ta, de exemplu, când a văzut că tu ai dragostea asta și chemarea asta pentru muzică, pentru că se vede că tu nu ești un copil pus și obligat să cânte, tu ai dragostea asta și chiar se vede și se simte în fiecare cântec pe care tu îl interpretezi. A fost foarte încântată și ea e foarte fericită mereu când vede că postezi ceva, repostează, share-uiește, mereu îmi spune, uite, și când merg la evenimente, mamă, să-mi trimit și mie ceva frumos de acolo, da, să pun pe Facebook. Da. Ce frumos, e foarte important ca părinții să fie cei mai mari suporteri, fani, ai copiilor, mi se pare că le dă o încredere aparte în ei și e bine că tu, ca și copil, ieșit în lumea asta de oameni mari, venind din Vaslui într-un oraș străin, indiferent că e aproape, să simți că oricum ai pe cineva care ți-i alături necondiționat orice s-ar întâmpla. Da, da, chiar dacă ei n-au cunoștințele astea muzicale, adică nu știu ei ce cânt eu acolo sau ce fac, lor le place, mă susțin și asta e foarte important. Da, și pentru că le-ar plăcea orice ai cântat. Da, câteodată ai nevoie, adică nu câteodată, contează foarte mult și părerea unui om pur și simplu de rând. Pentru că în mare... ceea ce cântăm noi se adresează oamenilor de rând, adică nu ne ascultă neapărat lăutari sau cei mai mari muzicieni sau... Na. Cine e cel mai mare critic al tău? Eu. Tu? Îți pui bețe în roate? Mi-ai pus o întrebare foarte bună. Sunt cel mai mare critic al meu și uneori treaba asta mă conduce spre a mă autosabota. Și e foarte bine să fii perfecționist și critic, dar cu măsură. Eu am momente când, nu știu, ca să-ți dau un exemplu valid, pentru fiecare sunet, dacă nu e la locul lui, pentru că am și auzul ăsta foarte, foarte bun, eu mă cert. Și cum? Și sunt foarte dezamăgită. Okay. Dacă nu mi iese mie, nu știu, perfect. N-are cum să iasă perfect întotdeauna, că suntem oameni. Dar eu încă diluiesc cu chestia asta, mi-e foarte greu. Și de obicei încerci până ți iese sau mai ai și momente când renunți la capăt? Nu, până nu iese nu mă las. Deci sunt o nemțoaică la capitolul ăsta sânge. Trebuie să iasă 100% să fie de acolo. Cum reacționezi, dacă tot te-am întrebat de critici, cum reacționezi în lumea asta muzicienilor destul de controversată și a oamenilor cu foarte multe păreri? Și foarte mult primești și păreri negative, indiferent dacă ești foarte cunoscut sau nu ești foarte cunoscut. Oricum, părerile negative la un moment dat, ai avut vreodată păreri negative sau, nu știu, critici sau... Direct, indirect? Da, da, da. Nu prea am primit feedback negativ. Mai sunt comentarii din astea, nu știu, când postez ceva, dar nu sunt neapărat negative și eu nici nu dau curs, adică nu bag hate-ul în seamă, să o spun așa. Dar pui la suflet? Mai am momente, da. Nu mai știu. Văzusem un comentariu, că tot vorbeam noi înainte să începem filmarea despre colajul meu lăutăresc de pe YouTube. M-a pus cineva, acum câteva săptămâni, a decupat o parte din colajul respectiv, partea în care cântam în țigănește, și l-a pus pe TikTok, știi? Și eu nu văzusem. Și mi-a trimis câțiva colegi, uite, uite, te-a pus asta pe TikTok, nu știu ce. Și erau acolo câteva comentarii, cum că nu vorbesc bine țigănește sau ceva la modul ăsta, știi? Și la fel, am încercat să nu o iau foarte personal, pentru că până la urmă cred că este o doză de adevăr în comentariile respective, că da, eu sunt de etnie romă, dar faptul că n-am crescut în mediul respectiv, nu stăpânesc limba. Da, e normal. Știi? Și atunci, practic, eu ce am învățat și ce am cântat acolo, am cântat după ureche. Adică da, am învățat limba așa. Dar ăsta e un exemplu de, mă rog, comentariu răutăcios. Nu e răutăcios, dar ideea e că nu l-am băgat în seamă și am încercat să nu-l iau personal. Pentru că oamenii o să vorbească întotdeauna despre lucrurile astea. Da, e important să nu pui la suflet și să nu... Cum ai zis și tu, să da, nu dai curs. Eu încerc pe cât posibil. Sunt un om foarte sufletist și am și momente când sunt foarte sensibilă, dar singură mă cobor, singură mă ridic, fac față. Felul ăsta al tău de a fi mereu cu zâmbetul pe buze, veselă, te ajută să te ferești și de oamenii negativi, dar și de părerile astea negative. Pentru că de multe ori când cineva are o părere negativă despre tine, asta nu reflectă adevărul. Că să zică cineva, vai, tu nu ai talent. Asta nu e. De multe ori e frustrarea oamenilor sau ceva de genul ăsta. Crezi că felul tău de a fi... Da, eu cred că faptul că eu sunt așa bine dispusă mereu și cu zâmbet pe buze și foarte pozitivă, atrage în jurul meu și numai oameni de genul ăsta, știi? Că este vorba aia că primești ceea ce dai. Da, așa este, da. Și cumva mă autoferesc de lucrurile astea prin comportamentul meu. Nu prea am parte de oameni de ăștia. Sau dacă există în jurul meu, știi cum e, eu râd cu toată lumea, glumesc cu toată lumea, dar îmi văd de treaba mea și dacă simt că nu rezonez cu un om, salut, ce faci, bine tu, bine și eu, și fiecare cu treaba lui. Adică există doza aia de respect logic, dar nu, pur și simplu nu interacționez cu el foarte mult. Mă bucur să aud asta și cred că e nevoie de mai mulți oameni care să nu dea curs răutăților și... mai ales în lumea asta. Eu abia aștept să aflăm mai multe despre, mai ales despre ce ai tu în plan să faci. Știu că ai în plan proiecte frumoase. Totodată aș vrea să vorbim și despre colajul lăutăresc, care ți-am spus că mie personal îmi place foarte mult. Mulțumesc. Și după poate o să ne și cânți ceva. Așa că o să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Rămâneți alături de noi.